Salutare, dragi prieteni din izolare de aici, de la Chicago, un nou interviu din seria interviurilor transatlantice, dar de fapt de data asta nu e transatlantic, e doar aici trans-michiganene, pentru că vorbim peste lacul Michigan, în statul Michigan, și l-am alături de mine pe Dorin Nădrău. Mă bucur să te am astăzi de alături de mine. Cum este pe la Michigan? Salutare, Marian! Cu aceeași bucurie vreau să-ți spun că la Michigan, întrucât statele sunt și foarte apropiate, este cam același lucru. Poate puțin mai tensionat Michiganul. E o situație mai deosebită, dar în orice caz sperăm într-o relaxare cât mai rapidă, așa cum își dorește toată lumea, nu numai în Michigan și în Illinois sau în Statele Unite, ci în toată lumea. Știu că la voi a fost o restricție mai mare din partea autorităților. Cum a fost primită de către omul de rând, care nu prea a putut să iasă din casă și să facă mare lucru? Da, este o impresie generală că a fost mai restrictivă ordonanța pe care a dat-o guvernatorul, care este o guvernatoare foarte activă și s-ar părea cu foarte mari ambiții, dar nu s-a resimțit altfel ca și în alte state această restricție. La fel, singura greutate și singurul impediment este că nu se lucrează. În rest, nu se poate compara că ar fi mult mai rău decât în alte state. Viața merge înainte și s-ar părea că după 28, pentru că ăsta este ultimul termen, 28 mai, ne vom relaxa. Acum, sub formă de glumă, am început să ne relaxăm deja că a apărut hârtia igienică în magazine, nu mai avem probleme, erau mare probleme, da. Nu, s-a dat drumul la golf, ca și în alte state, fără carturi. Cei care lucrează la spațiile verzi, la lounge-uri, sunt câteva, dar la ora actuală fără restaurante, fără alte relaxări de genul ăsta. Și cel mai important că încă nu s-a dat drumul la small business-uri, deci încă nu se lucrează în Michigan. Dar eu, după cum știi, sunt într-un oraș al doilea ca mărime după Detroit, urmând Detroit-ul ca populație, și lumea este mai liniștită, mai conservativă. Este un oraș mare. Și numele, nu? Da, Grand Rapids. Da, Grand Rapids, da, este... În sfârșit, nu ne putem plânge, cel puțin deocamdată, că ar fi ceva mai deosebit decât în alte state. Așa că așteptăm. Am uitat să fac o scurtă prezentare, și anume faptul că și tu ești jurnalist, scrii pe la publicațiile românești de aici din America. Sigur, noi suntem jurnaliști așa prin nevoia împrejurărilor. Ce aș vrea să povestim astăzi, poate atât în episodul ăsta cât și în celelalte, despre faptul că tu ai venit aici în Statele Unite în urmă cu 10 ani, după ce ai ieșit la pensie în România, dacă bine am înțeles, nu? Înainte cu ceva, 2-3 ani de a ieși la pensie în România, dar am ieșit frumos. Da, cam nu se chiar suprapun. Da, în sfârșit, Marian, pentru cei care ne văd și ne urmăresc, aș vrea să fac o mică precizare aici. Cuvântul ăsta... Noțiunea de jurnalist la ora actuală, exact cum ai zis, suntem un fel de jurnaliști. Nu, jurnaliștii sunt, la ora actuală este o noțiune destul de ambiguă. Deci, după criteriile americane, jurnalist este cel care își câștigă 50% din venituri din această profesie. Dar unde mai pui că nu se poate face distinție la ora actuală între publicist, între gazetar și peste toate... Ca o mare răsplată pentru tot ce ne-am zbătut, noi a apărut jurnalistul de blog. Este un jurnalist aparte, care nu se supune niciunei reguli și absolut niciunor criterii. El scrie ce vrea. Sunt mulți care scriu chiar foarte bine, n-aș vrea să... Dar care nu sunt acceptați niciodată și nu cred că vor fi acceptați de tagma jurnaliștilor adevărați. Deci îmi place să mă consider, așa cum mă prezint în toate etichetele mele de pe internet, eu sunt un freelancer. Concret, acum, ca să nu teoretizăm prea mult și să plictisim, colaborez la 3 ziare în America de Nord, respectiv unul din New York, unul din Detroit și unul din Canada, din Toronto, și cu unul mai serios, o revistă culturală din România. Asta este... Revenind acum, sigur că da, suntem în izolare, e foarte frumos, perioadă destul de frumoasă pentru activitatea noastră, dar probabil că numai pentru a noastră, că avem timp să ne dezvoltăm anumite proiecte și acum, relativ la odihna asta forțată, la repausul ăsta impus, că ăsta este la ora actuală și acuși, cred că peste 2 zile vom avea 2 luni, cel puțin eu 2 luni de când am început, aș vrea să spun că nu mi-a displăcut de la început. La început chiar am considerat că este un prilej extraordinar de a mă elibera de agitația și de alienarea lumii și a vieții cotidiene. Relativ la asta, cred că e bine să menționez și să precizez că, în opinia mea, raportul cu această odihnă forțată, cu repausul forțat, depinde de 2 parametri importanți. În primul rând este profesia, meseria și activitatea neapărată fiecăruia. În acest sens, aș putea să spun că am căutat și am început să profit de ocazia asta extraordinară și să îmi continui un proiect amânat de multă vreme, un proiect care mă mistuia de mai multă vreme și la care continui să lucrez și la ora actuală și care risca să rămână în faza de vis neîmplinit. Și anume o carte. Sunt convins că o să reții și că vom discuta despre cartea asta, cu toate că perioada, targetul ca finalizare este foarte ambigu la ora actuală. O carte specială scrisă pe care vreau să o realizez sub forma unei povești și vom discuta despre carte dacă avem timp mai târziu. Povestea emigrației românilor în America, care va fi o carte deosebită, o carte specială, fără note de subsol, fără, cu o bogată bibliografie, bineînțeles, despre o lume de mult apusă și care a însemnat foarte mult pentru generațiile de astăzi. Și atacând această problemă a emigrației în perioada în care nu era atât de fierbinte cum este în zilele noastre. Ar fi o carte... Deci vorbim despre emigrația din ce perioadă? Măcar așa de curiozitate. Începuturile 1860-50 până de la originile imigrației. Da, până la Unire, la Marea Unire în 1918 urmează o altă perioadă, dar la asta se va referi, care este de fapt adevăratul început al emigrației și care este văzută cu totul altfel decât 80%, să zic, din ce s-a scris până acum, în care îți vine să plângi cât erau românii de surghiuniți, cât erau românii de oropsiți, nu e adevărat. Erau imigranți ca toți ceilalți, pentru că America au făcut-o imigranți. Asta este adevărul. Și românii au avut un mare merit și ei, la fel ca alte comunități etnice. Nu cred că au fost, pentru că toată lumea uită că majoritatea erau neșcolați, neșcoliți, erau fără o profesie de bază, ei proveneau din mediul rural, ca și alte nații, respectiv, ca și alte comunități care erau considerate probabil de cei din țară, dar nu numai de cei din țară, de foarte mulți care s-au aplicat asupra acestui subiect, care au fost mai de succes. Nu, noi avem oameni de succes, după cum știi, în America extraordinar, chiar de la începuturi. În sfârșit, al doilea parametru, și vreau să termin, în afară de profesie, cred că este natura sau structura fiecărui om. Pentru că sunt foarte mulți care acceptă foarte greu odihna asta, au acceptat-o foarte greu. Alții au considerat o șansă extraordinară, unică, de a beneficia de perioada asta, dar cred că și eu am fost printre cei care nu m-aș fi asumat-o fără altfel de condiții. Nu aș vrea să mă înțeleagă cineva că ar fi una din binefacerii acestei perioade. Vis-a-vis de mine, soția mea lucrează de acasă, își realizează sarcinile de serviciu de acasă, online, pentru că toată lumea știe, de fapt, viața noastră s-a mutat, mai ales în această perioadă online. Okay. Ea făcând parte din acea categorie de oameni, de tot mai consacrată categorie a prizonierilor ecranelor. Asta este purul adevăr. Oricum, merge mai departe și, în sfârșit, viața mutându-se online, poate ar fi bine să ne aducem aminte de Mircea Mergealiadeș, ca să concitadinul tău, da. Care zicea, nu ești învins decât dacă refuzi lupta. Mergem mai departe, luptăm, ne vedem de treabă, cât o ține alte aspecte, după următoarea întrebare pandemică. Da. Da. Vreau să te întreb acum dacă ai deschis subiectul cu acea carte, să-mi povestești puțin sau să ne povestești despre sursele pe care le vei folosi pentru a te documenta și a scrie cartea. De unde ai obținut informațiile cu privire la istoria imigrației românești de pe la 1800 și până când vrei să o prezinți? Da. Și ce te-a determinat să scrii? Că bănuiesc că au mai fost cărți scrise de-a lungul timpului legat de imigrația românească, nu? Ce m-a determinat a fost poziția pe care o au 80%, repet, din autorii de cărți care s-au aplicat asupra subiectului și din care rezultă cât de oropsiți au fost românii care au venit aici. Nu se poate, nu pot să accept așa ceva. Și atunci m-am determinat, ca să-ți răspund la întrebare, volumul mare cel mai mare volum al cercetării pe care l-am făcut, deci materialul bibliografic, a constat din o serie de cărți, este foarte greu să mergi în trecut, într-o lume care nu mai există, într-o lume greu nu de descifrat, de găsit dovezi procurate din Cleveland. Bunicii mei au fost 10 ani, cred, am impresia, niciodată n-am reținut exact, au trăit în Cleveland. Deci eu m-am hotărât să scriu cartea după ce am vizitat acum 2 ani Ellis Island-ul. Ellis Island-ul era poarta de intrare pentru români, pentru bunicii mei și am fost impresionat de Ellis Island. Exact cum pentru mine este Chicago, că de câte ori merg în România sau vin în România, trec prin Chicago. În sfârșit, Ellis Island-ul și după Ellis Island și o serie de documente din Cleveland, inclusiv ale familiei, inclusiv... Poate o să vorbim odată numai despre cartea asta, chiar aici, Teodor Andrica. Sunt niște scriitori care au lăsat urme. Foarte multe s-au păstrat la parohii, la biserici în general, la greco-unite, la baptiste ulterior, la foarte multe documente se găsesc în aceste... Și al doilea motiv a fost, după Ellis Island-ul ăsta, a fost... Chiar dacă mă repet, a fost această poziționare și prin care voi evidenția că românii au fost exact ca alte etnii, au fost exact ca alte... Poți să spui că prin ceea ce ai citit în acele documente ai tras concluzia că de fapt poți să-i prezinți pe românii imigranți și într-o altă lumină, nu? Exact. Și în afară de asta Deci am procurat o serie de cărți și aici prea puțin găsești pe net. Pe net nu găsești nimic pentru că nu exista pe vremea aia și nu s-au înmagazinat ulterior pe internet sau pe mijloacele moderne. Exact. Și atunci aceste cărți, foarte multe rezultă din cărțile care au fost scrise deja. Sunt într-adevăr, că nu sunt foarte multe. Să faci munca tradițională de mers la biblioteca bisericii sau, mă rog, cine o are cartea respectivă ca să putem. Am fost deja și la bisericii și sunt unele chiar care scrise și ulterior și în care autorul foarte bine intenționat din România, care n-a fost niciodată în America, o indică acolo, el a studiat, a găsit în România, la Cluj, sunt foarte multe biblioteci mari care păstrează încă în fondul de carte asemenea dovezi și asemenea. În rest, ca o concluzie la coronavirus, că mai putem discuta încă mult despre izolare, nu mă liniștește deocamdată. Deci ai ce să faci, ai cu ce să-ți umpli timpul în carantina asta și izolarea. Dar ceea ce mă neliniștește este posibil la ei durată. Deci dacă durează peste o limită considerabilă din terapie ascetică, ea este o terapie ascetică, asta este adevărul. Mulți o văd sau nu o văd sau o duc mai mult sau mai puțin ca întindere. Această terapie ascetică poate da sentimentul de arest la domiciliu, întinsă peste o anumită limită, care, repet, este și ea. În rest, nu pot. Alt aspect care îmi dă un ușor disconfort este că mă duce cu gândul la viața trăită în comunism. Circulație oprită, cozile de la alimentară, lipsa cărților este extraordinară. E o treabă care lumea, ca noi cel puțin, o resimte. Noroc cu internetul și cu tehnologia. Da, corect. Totuși nu este chiar exasperantă pentru mine, pentru că un factor important care mă dă un anumit confort este absența tentațiilor. Nu cafenele, nu stadioane, nu festivaluri, nici concerte, nu... Sunt multe astea lipsind la ora actuală. Aceste tentații fantastice nu lipsa lor te avantajează cât, dacă se poate zice avantajează. Bun. O să ne oprim aici cu prima parte a acestui interviu și cu siguranță continuăm în a doua parte, poate chiar și a treia parte. Așa că rămâneți alături de noi și promitem că și discuțiile următoare o să fie la fel de interesante și de incitante.